bucătăria cantinei sociale din Iași clocotesc la foc mic mii de sarmale pregătite special pentru hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Sărmăluțele, apoi sosul pe care îl punem în sărmăluțe, avem șunculiț, avem costiță, cimbru, care dă un gust deosebit la sărmăluțe și fiertul care trebuie la foc lent. Pentru cele aproape 15.000 de sarmale, cantitățile de ingrediente folosite sunt uriașe. A fost nevoie de 320 de kg de carne, 80 de kg de orez, 150 de kg de ceapă, 25 de kg de pastă de tomate și o tonă și jumătate de varză. Este foarte important acest sosul, da? Să aibă sarea suficientă, să aibă gustul de cimbru, bulion, bineînțeles, și un pic de borș. Într-o singură oală încap aproximativ 500 de sarmale, iar timpul necesar de fierbere este de aproape 4 ore. Merge treaba? Merge. Dacă dăm de mâini, învârtitul la sarmale e cel mai greu, parcă. Și la căminul de pensionar Sfânta Parascheva se rostogolesc în mâinile bucătăreselor mii de sarmale. Cam câte sarmale în capul deci de oră? Deci 1160. Bine, câte mobilie asta așa mai e important. Cum e cu și în acest an Primăria Municipiului Iași, prin Cantina de Ajutor Social și cele două centre rezidențiale pentru persoane vârstnice, va prepara 20.000 de sarmale, iar cu sprijinul sponsorilor, partenerilor și instituțiilor subordonate Primăriei Municipiului Iași, numărul lor va fi în jur de 60.000. Sarmalele vor fi împărțite pe 14 octombrie în curtea cantinei sociale de lângă Catedrala Mitropolitană din Iași, după ce se termină slujba de liturghie.